terapie nouă, terapia prin shopping. Nu, mă, Dane, nu, nicio terapie prin shopping, că dacă aș face... În primul rând că nu-i terapie, n-ai nevoie. Aș cumpăra numai prostii, deci... Bine, se întâmplă destul de rar să fiu supărată. Nu sunt nici ca Dorian, pentru că Dorian în permanență e vesel. Da. O mai pozitiv și cu energie mai bună n-am întâlnit, vă zic sincer. Aoleu, dacă aș face niște cumpărături de astea, cred că aș fi și mai fericit. Nu, da, într-adevăr, aș fi ipocrită să nu recunosc că îmi place să-mi cumpăr chestii, dar nu exagerez și îmi place să le combin chestii simple cu chestii mai... Na. A, de nu neapărat să fie etichetă, brand. Nu, nu, Doamne ferește, nu. Bine, recunosc că acum, nu, în ultimii doi ani am început să investesc cumva mai mult în imagine. La început, sincer, să nu permiteam, pentru că era la început, până am început să strâng bănuți, să pun la saltea. Și acum am zis că ar fi cazul, că nu mai merg. Mai... Serios? Să schimb hârtile de 500 de euro, că au băgat aia panica noi. Dom'le, de la întâia nu are mai merg. Și am început să investesc mai mult și mă simt eu mai bine, în mare parte în... chestiile principale, nu știu, în accesorii, pentru că dacă poți să fii îmbrăcată cu o rochiță foarte simplă, dacă pui pantofii potrivit și geanta potrivită, deci pare totul. Noi pe la rubricile de poliția modei pe care le facem săptămânal, te-am mai comentat și da? A ieșit. Adică am prins de vreo 2-3 ori. Nu noi, nu noi. Noi Adina cu Ștefan Pelgăr, da. Din ce mi-aduc eu aminte, erai trecut la pozitiv. Da? Pozitiv. Nu, mă bucur. FB, la FB+. E de menționat că se vede atitudinea pe care l-a luat-o în privința stylingului, dar cred că a și costat. Aici e problema, știi? Ți-ai angajat stilist sau ceva de genul ăsta? Da, eu lucrez de foarte mult timp cu Anda Crăpătureanu. Ea mă ajută să-mi aleg chestiile pe care le port sau pe care le mai cumpăr. Și da, îmi place, dar ține foarte mult cont și de mine, de personalitatea mea, de faptul că sunt un om foarte relaxat. Și nu deci am văzut place... diferit la fetele artiste față de băieți, că voi chiar aveți ținute diferite, una de scenă și alta. Uite, Dorian, de exemplu, poate merge la concerte și în ținutele Dorian, în care se îmbracă, sau se îmbracă de zi de zi. Atâtea haine are băiatul ăsta, că în fiecare zi tot cu alte haine îl văd. Păi da. Are bani, are bani. Deci trebuie... Nu chiar cât Bordea, dar nu mai mașini de asta de lux. Nu mai mașini de asta de lux. Avem-o pe Cioan Lamborghini ca Vica. Așteptam să se ducă. O dăm de pe urmă. Dacă s-a dus așa, da. Adică trebuia să închid uite, cerul. Uite ce geacă, uite numai că te uiți la geacă asta. Nu, dar ai ținute speciale și pentru scenă, adică stilista da, ta să știi se că îmi place de exemplu, sunt foarte multe piese pe care le port pe scenă și se întâmplă să le port și în viața de zi cu zi, de exemplu, nu știu, geci, aoleo, dacă se vede tati. Stați așa, spune-ți un stil aici, nu dați înapoi să-mi ziceți ce brand era ăla. Am butine pe care le port și pe stradă, de exemplu, pe astea le port și pe stradă, le port și la concert, am geci de piele pe care le port și pe stradă. Dar nu prea îmi place să zic, că după aceea lumea la... Dar spune acum dacă ne-ai fluturat. Cum? Lasă. Sunt de la Vetemanți? Sau nu? Nu, sunt isele. Ah, isele. Ca și okay, pălăria, nu? Da. Foarte frumoasă. Și pălăria, nu? Da. Omul, tu ai zis că-i... Ia, și dă-ne... Sunt scanner. Bă, noi când sunt scanner Nextar, de branduri. Din păcate, Bordea, când am fost la Plasa de Stele în formula asta, încă nu ajunsese Lidia în domeniul branduri. Dar când am fost acum la Nextar, a fost un show de ăsta. Veneau colete la Nextar, Versace, da. Toți băieții la ușă. Dar care, ai vreun brand, da, ai vreun brand preferat, un creator preferat? Anul ăsta am fost foarte pornit așa pe... Am voie să dau brandurile? Da, noi. Anul ăsta mi-a plăcut foarte tare ce a lansat Balmainu și Versace. Mi s-au părut că au fost cei mai buni. Și Isele au avut chestii foarte tare. Uh-huh. Dar nu prea îmi place să vorbesc de chestii. Și Burberry îmi place mult și Fendi. Dai că le zic pe toate. Nu prea îmi place păi să de-aia te-am lăsat să dai branduri, că știam că o să dai mai mult de 3 ani. Auzi-o pe asta tare. A venit odată un colet, era o borsetă. Mă, cât credeți că costa borseta aia, mă? Hai, mă, cât Dorian, omul care a adus coletul. Că... Bă, 2000, uite, asta e poza, 2000 de euro, mă, 2000 de euro. Da, mă, ce ai? Mie nu prea îmi place să zic la... borseta, mă! Da, un sfert de concertul. Dintr-un concert, dacă. Dă-ți seama că n-ai cum să ții sub 10.000 în ea, că e penibil să ții într-o borsetă de 2000. Mie. De obicei nu prea îmi place să vorbesc despre lucrul ăsta pentru că voi știți și mai ales Dorian că sunt foarte mulți hater care interpretează greșit. Dar oricum o să te urască, adică într-un fel sau altul măcar dă-le. Nu, exact asta vreau să zic. N-are de ce să te urască, numai pentru că sunt o grămadă de artiști care în momentul în care au cunoscut succesul n-au știut să țină pasul sau nu au vrut și să îmbracă tot ca niște menteni ca pe vremuri. Băi, nene, dacă ai succes, mi se pare și respect pentru publicul care ți-a acordat acest succes să apari din ce în ce mai
bine îmbrăcat pe scenă în fața lui. Da, e foarte bine că sunt branduri sau nu sunt branduri, asta e altceva. Dar mi se pare că e niciodată treaba asta. Te urăsc pur și simplu de dragul de a te urde. Asta da, mă, dacă n-ai hater, nu există. Să te urăsc, mă, adică... tu ai făcut sălele patru pline, deci te urăsc. Nu mi-a luat hate-ul, dar s-a dus în partea mai plină a formulei. Eu plec de la premisa că nu mă urăsc. Dar să știi că... ce rău le-am făcut? Cumpăr foarte multe chestii și de la designerii români, pentru că sunt foarte talentați, avem foarte mulți oameni talentați aici în România și le combin cu cele pe care le mai achiziționez din online sau magazine. E foarte frumos să vezi și la nivel adică de poze. Uite pe Instagram, să te uiți în ultimii ani, să vezi cum evoluează un om la nivel de imagine. De cum era Andra, de exemplu, în momentul în care s-a lansat. Cum erau, mai știu eu ce alte... Că asta e frumos să vezi pe distanță de 15 ani, de exemplu. Exact, da. Schimbarea, traseu, știi? Acum Andra e una dintre cele mai elegante. Sau Delia. Mă, Lidia muncește pentru sau... banii, mă, nu te le deci. Păi, da, și nu numai că muncește, dar... Da, este normal să evoluezi. Ia, stop, stop, gata, gata. Ce sunt astea? Hai, mă, Doriane, că... Asta nu-i ea. Așa, Calvin Klein. Pentru tati nu eram eu. Dar ce poze avem noi? De unde avem noi pozele astea, mă, Aida? S-a documentat bine Aida, uite, ori Aida, ori Andruța. A, din Instagram. Versa cu un picior frumos, câți ca să fie la Ia zi, ultima oară când ne-am...